Urcuș susținut spre Muchiara Bold, potrița Viștei. Iată și hârtopoșului. Am ieșit în părtița Viștei. Pă, niște cornuri. Ce mai urât, după cum se vede, Ciprian a bătut urme aproape tot vâlcelul, tot vâlcelul de lângă Muchia la Bold, pentru la refugiu Portița Viștei. Senzațional, domnule. Am ajuns și în refugiu ăsta din Portița Viștei. Apare ceață. Este pentru a lua ibricul nou de pe foc. Un ibric nou rămas fără coadă. Pentru că acesta e cel mai rămas de coadă. Mamă, ce ibric avem aici de teflon. Un ibric de teflon. Deci poți să prăjești și crnați acolo, că nu se lipesc. Este răcoare, sunt 2 grade. În refugiu. Am făcut supica. De asta dată o excepție. Cu euri. Cu euri. O excepție cu euri. Am făcut-o noi puțin mai diluată. Fără prea multe condimente. Se închide ușa aici, am bine. Dar să mai ieșim să nu cumva să ne blocheze discurul. Ce avem la dejun? Ciorapii afumați, prăjiți. Iată, noua metodă de uscare. O tentativă. Mai trebuie 2 cârlige să iese. Am o cordelină, am și vreo 2 cârlige, dacă vrei. A, puțin de stat. Dar se termină gazul, domnul, se termină gazul. Ia, mai agite, mai întoarce butelia. Și zăpada noastră, în pungă. Și că facem rapel de pe pungă. Dacă ai adrenalină și poc, faci rapel. Suntem în Valea Rea din zona Moldoveanu. Am coborât din refugiu Portița Viștei. Se ceață multă zăpadă mare până la genunchi. Pe sub această zăpadă pulver este una tare. Iată ce primeam la traverseu. Sper să ajungem în seara asta la un drum forestier pe care să-l urmăm cât se poate. Am văzut și niște capre negre pe aici. Este o zonă frumoasă, dar foarte, foarte periculoasă. Și în vale acolo începe pădurea, trebuie să fie și canton forestier, stâne. E nu știu cât de ceas.
suntem pe Valerea, pe drum forestier, mai jos de stâna, de la capătul drumului forestier. Bate murme de ceva vreme, am plecat după la 6. Vremea s-a înseminat. Sperăm să ajungem astăzi la un drum cu urme.